Bună ziua, agent Ionescu. Smartphone-ul la control, vă rog. Dar ce am făcut? Nu știți ce ați făcut? Nu știu. Ați fost surprins conducând sub influența rețelelor sociale. Adică? Aveți 12 aplicații deschise, da? Corect? Da. Știți care e limita în localitate? Care? 5 aplicații. Dar nu am văzut când am intrat în localitate și nu am primit notificare, că am descărcat aplicația și primesc notificare. Aveți conversație activă pe WhatsApp, ați trollat de 2 ori pe Facebook în ultimele 3 minute și 2 comenturi de hatereală. O să vă fac și testul de selficitate. Dar nu e cazul la mine, că chiar nu prea cu selfie, nu fac aproape deloc, că nu fac. Nu exagerez, de sărbători am exagerat un pic, dar nu mult, că în general nu fac, nu are rost să facem, că nu fac, nu cu selfie-urile, nu fac. Am înțeles. Haideți, vă rog, afară din mașină. Vă rog să țineți telefonul mână în față, mâna întinsă, vă rog. Așa. Și să vă uitați timp de 10 secunde fără să faceți o poză. Ochii deschiși, vă rog. 1 2 3. Am înțeles, 3 secunde, da. Aveți selficitate de 7 la 1000. Cum adică? Adică dintr-o 1000 de poze, 7 sunt ok. Asta e caz penal. Adică sunt infractor sau cum? E penal, adică e penibil. O să vă reținem telefonul și permisul pentru 3 luni de zile. Domnul agent, vă rog, știți care e chestia? Eu sunt distribuitor, eu cu asta mă ocup și de... Așa. Luați-mi permis, dar fără telefon îți mort. Ca distribuitor, înțelegeți? Da. Păi cum, distribuiți fără mașină? Nu, distribuitor pe Facebook. Distribui poze cu căței, cu flori, cu zilea citate și eu pot să-mi pierd job-ul. Da, să vă fie învățătură de minte, carnetul și telefonul pe 3 luni de zile. Și eu cum duc mașina acasă? Și fata? Și ce fac? Mircea, deci eu vreau să merg acum acasă, nu mă interesează. Acum. Bună! Ceva probleme? S-a întâmplat ceva? Să trăiți, domnul Tempestini, nu lucrurile obișnuite. I-am luat permisul domnului și nu știm ce să facem cu mașina și cu fata. Păi, fata o iau eu, dacă vreți. O, păi atunci e perfect. Rămân eu cu mașina. Să trăiți numai bine. Haide tu la volan. Maria! Ne auzi, Mircea. Aha, nu ai telefon. Ne vedem, poate. Hei, când conducem, telefonul la o parte. Lasă jos. Și centura.